ASE Viitorul Severin a zdrobit-o pe Inter Salcia într-o confruntare duminică în etapa a patra a ligii. Severinenii s-au impus cu scorul de 4-0, obținând o victorie zdrobitoare. Victorie! ASE Viitorul Severin a învins în prima etapă a returului echipa ASE Inter Salcia cu scorul de 4-0 și astfel a acumulat 19 puncte în clasamentul Ligii a 4-a Mehedinți. Duminică s-a jucat prima etapă a returului din cadrul campionatului județean de fotbal din județul Mehedinți, Liga a 4-a. Echipa noastră, Viitorul Severin, antrenată de Vasilică Dorian, a întâlnit pe teren propriu echipa Inter Salcia, împotriva căreia am reușit să ne impunem cu scorul de 4-0 și astfel am acumulat 19 puncte și am urcat pe locul 5 al clasamentului. Sâmbătă, 26 martie, o să jucăm în deplasare împotriva echipei de pe locul 1, Recolta Dânceu, și am încredere în jucătorii și colegii mei că o să facem un meci la fel de bun ca cel de duminică. Pe locul 1 se clasează CS Recolta Dânceu cu 36 de puncte, pe locul 2 se află ASE Turnu Severin cu 28 de puncte, pe locul 3 CS Pandurii Cerneți cu 27 de puncte, pe locul 4 CS Viitorul Cujmir și pe locul 5 se clasează ACS Viitorul Severin. Clasamentul este urmat de ASE Obârșa de Câmp cu 19 puncte și CS Victoria Vânjumare cu 18 puncte. Pentru echipa ASE Viitorul Severin urmează o deplasare foarte dificilă la Dânceu. Echipa a fost înființată în septembrie 2021 de Vasilică Dorian, Buda Teodor și Crețescu Marius și a devenit cea de-a doua echipă de fotbal seniori care reprezintă municipiul Drobeta Turnu Severin, după ASE Turnu Severin înființată în 2009 ca ASE Cladova.